Punctele de aur ale corpului. Secretul longevității la chinezi. Aura umană, indiferent dacă o privești ca fiind un domeniu energetic misterios din jurul corpului uman sau ca pe o simplă imagine mentală colorată, depășește cu mult domeniul imaginației, aceasta fiind la fel de reală precum este corpul fizic. Aura umană este formată dintr-un număr de 7 straturi energetice. Fiecare câmp energetic este corespondentul unui anumit centru energetic, acesta având propriile calități și caracteristici. De asemenea, fiecare se află într-o strânsă legătură și are un efect direct asupra stratului următor. Împreună, cele 7 câmpuri energetice formează aura corpului, pe care o poți vedea cu ochii tăi, cu multă practică și răbdare. Este cunoscută și recunoscută medicina tradițională chineză. Cu trecerea timpului, aflăm tot mai multe dintre secretele celei mai vechi civilizații existente astăzi, civilizație care are o istorie de peste 5.000 de ani. Secțiunea de aur, raportul de aur, punctul de aur, numărul de aur, proporția de aur. Sub toate aceste denumiri se ascunde un număr irațional, aproximativ egal cu 1,618033. El poate fi întâlnit în cele mai surprinzătoare împrejurări, în natură, în arhitectură și în artă. Proporția de aur este un număr de multe ori întâlnit atunci când se observă raportul distanțelor din figurile geometrice simple, cum ar fi pentagonul, pentagrama, decagonul și dodecaedrul. Corpul uman este una dintre cele mai remarcabile lucrări de artă din lume, tocmai datorită faptului că s-a demonstrat că deține mai multe astfel de puncte. La nivelul întregului corp, putem întâlni un număr de 5 puncte de aur importante pentru sănătate și longevitate. Experții în medicina chineză subliniază faptul că masarea frecventă a acestor 5 puncte de aur poate încetini procesul de îmbătrânire și poate avea un profund efect asupra sănătății întregului organism. Din perspectiva medicinei tradiționale chineze, masarea celor 5 puncte de aur este una dintre cele mai accesibile și eficiente căi către longevitate. Iată care sunt cele 5 puncte de aur ale corpului uman și efectele lor uimitoare. Bai Hui. Punctul de aur Bai Hui este situat în partea de sus a capului, cel mai înalt punct al corpului uman. Astfel, fiecare meridian uman Yang se întâlnește și formează o intersecție chiar în acest punct. Cea mai potrivită metodă de masaj este cea din care, așezat pe un scaun, cu spatele drept, se masează cu o singură palmă acest punct prin mișcări circulare, în sensul acelor de ceasornic și în sensul invers al acelor de ceasornic, de 50 de ori într-un sens și în celălalt, alternativ, de 2-3 ori pe zi. Acest masaj stimulează circulația energetică și sporește energia Yang în meridianul Du. Există și o altă metodă pentru masarea acestui punct, metoda prin batere. Cu palma mâinii drepte se va bate foarte ușor acest punct de 10 ori. Această metodă contribuie la relaxarea sistemului nervos și la eliberarea de griji și de stres. Yong Quan. Acest punct este situat ușor deasupra centrului tălpii. Este locul de unde izvorăște energia rinichilor, pentru ca apoi să circule la nivelul întregului organism. Și de aceea, acest punct joacă un rol foarte important în sănătatea organismului. Masarea zilnică a acestui punct permite persoanelor înaintate în vârstă să se mențină pline de energie și să se bucure de o mult mai mare vitalitate fizică. Mai mult decât atât, Yong Quan sporește capacitatea sistemului imunitar de a preveni bolile. Metoda de masaj a acestui punct este foarte simplă.
folosește-te de degetul cel mare și freacă acest punct de 2 ori pe zi. De asemenea, poți folosi o minge de tenis pentru a masa întreaga talpa a piciorului. Guan Yuan. La o distanță de 4 degete mai jos de buric, se află punctul Guan Yuan, punctul de colectare al intestinului subțire. Chiul intestinal se acumulează la nivelul acestui punct și apoi se extinde la nivelul pielii către alte părți ale corpului. Astfel, Guan Yuan este locul cheie de cultivare a vieții, a energiei și a spiritului. Medicina tradițională chineză este de părere că acest punct are funcția de a cultiva chiul originar și de a regenera energia organismului. Masarea acestui punct contribuie la reglarea funcției endocrine, la reducerea petelor de pe piele și la tratarea acnei. Foarte important, nu utiliza forța excesivă. Nu ar trebui să te doară sau să te usture pielea atunci când masezi acest punct. Yin Tang. Între cele 2 sprâncene este situat punctul Yin Tang. Yin Tang este unul dintre punctele ce aparțin meridianului extraordinar Du Mai. În medicina tradițională chineză, acest punct este recunoscut pentru efectul de a limpezi mintea, de a lumina privirea și de a contribui la desfundarea nasului. Masarea acestui punct poate trata cu succes simptomele de nas uscat, stimulându-se astfel creșterea producției de mucus și poate preveni rinita, răcelile și nu numai. Metoda este una diferită de cea cu care ne-am obișnuit până acum. Se masează și apoi, cu 2 degete, se trage ușor pielea din zona acestui punct timp de câteva minute. Masarea și tragerea ar trebui să dureze în mod normal aproximativ 2 minute. Tanzong. Acest punct este situat lângă inimă, în dreptul plexului solar. Este locul de confluență a chiului pericardului și este traversat de numeroase meridiane energetice. Poate ajuta la reglarea chiului, poate contribui la deschiderea chiului pieptului, poate opri tusea și trata astmul. Nu în ultimul rând, este important să precizăm că stimulează și circulația sanguină. Cercetările medicale moderne, de asemenea, au confirmat faptul că stimularea acestui punct poate contribui la reglarea funcțiilor nervoase, poate trata în mod eficient astmul, palpitațiile, iritabilitatea și angina pectorală. În special, persoanele care suferă de probleme de sâni ar trebui să maseze acest punct destul de frecvent. Acest punct se masează de aproximativ 100 de ori, aproximativ 2-3 minute. Masajul se face cu cele 4 degete apropiate, se masează ușor în sensul acelor de ceasornic sau de sus în jos cu degetele, dar niciodată de jos în sus.